La 10 aprilie 1992, prin ordinul Ministrului Apărării, se înființează Brigada 1 Infanterii Motorizată Moldova. Pe parcursul a 32 de ani, efectivul unității noastre depune eforturi considerabile pentru a atinge obiectivele stabilite de către eșalonul superior și a menține în permanență capacitatea de luptă a unității. Un militar nu este așa de ușor să fii, dar devotamentul față de țară și de neam nu te lasă cu moralul la pământ și te împinge mai departe ca să te miști. Este o mândrie foarte mare, deoarece știi că în spatele tău, pe spatele tău îți aperi țara și neamul care trăiește aici. E destul de interesant în ce își ține pe plan de pregătire fizică diferite, avem diferite aplicații, antrenamente. La fel avem și pregătiri diferite medico-militară, cum ar fi tactic, fizic. Disciplina e la un nivel destul de bun, la un nivel înalt. În militar e să ne deșteptăm de la orele 6, începând de la orele 6, facem instrucție până la orele 4-5. Eu doream să fiu de mic copil militar și acum mi-am îndeplinit visul. Sunt anumite provocări, dar sunt și recompense și o viață pe care nu o întâlnești oriunde. Am mai participat la exerciții internaționale, este ceva special care leagă o frăție și o întrunire și o colegialitate între țările partenere. Tehnica e destul de interesant. La armament și în sit nu prea am uitat, e mai mult cu tehnica. Și nu știu, nu sunt mare expert, dar posibil tehnica e destul de performantă. O activitate foarte interesantă. Chiar și plăcut pentru inimă că vedeți așa echipament destul de serios, care nu oriunde poți vedeți. Și că eu personal sunt foarte impresionat.